v-am regăsit la Super Pariuri. Am avut câteva zile libere, câteva zile în care ne-am odihnit și am încercat să ne adunăm gândurile și să ne recompunem ideile pentru ideile pe care noi încercăm să vi le oferim aici la Super Pariuri. Idei care de foarte multe ori sunt corecte, câteodată nu sunt chiar corecte. Uneori avem zile groaznice în care nu ne iese nimic, alteori avem zile foarte bune în care tot ceea ce vă oferim e palpabil și e foarte corect. Pariurile nu sunt matematică, din păcate, pentru că fotbalul în principiu nu e matematică și, așa cum știm de foarte multă vreme, fotbalul e deschis oricărui rezultat. Ok, avem echipe naționale. Astăzi vorbim despre echipe naționale, nu discutăm despre echipe de club. Echipe naționale, sunt 4 meciuri astăzi din așa numitele semifinale pentru campionatul mondial din Qatar. Trebuia să fie 6, da, știți care-s problemele. Ucraina, din păcate, nu poate să joace. Rusia, nu pot să spun din păcate, Rusia nu poate să joace. Așa că avem doar 4 partide programate astăzi pe care o să le abordăm. Discutăm pe fiecare dintre ele, iar la final încercăm un bilet cu aceste 4 partide. Începem cu Țara Galilor, Austria. Se joacă la Cardiff și e un echilibru mare. Mare, după cum se poate vedea și din cote. Austria e ușor favorită. Aici are cotă un pic mai mică, dar probabil prin prisma statutului său, trecutului său, nu neapărat prin joc. În ultimul timp Austria n-a avut așa niște prestații extraordinare. Nu-i vorbă că nici Țara Galilor nu le-a avut. Țara Galilor pe locul 20 în clasamentul FIFA vine după ce a terminat într-o grupă, pe 2, într-o grupă cu Belgia, Cehia, Estonia și Belarus. Austria a terminat pe 4, de aici vine și poate surpriza de la cotele de aici. Austria a terminat pe 4, dar a venit aici pentru că a câștigat grupa din Liga Națiunilor, din care am făcut parte și noi. Ok, în 2017 ultimul meci direct, a câștigat atunci 1-0 Țara Galilor. Ceea ce vom vedea noi imediat aici pe ecran sunt golurile primite și marcate de Austria în grupa sa preliminară. O grupă preliminară în care Austria a jucat cu Danemarca, Scoția, Israel, Feroe și Moldova. 19 goluri în 10 meciuri, 17 goluri primite. Ideea e că Austria marchează, dar și primește. Mergem pe ideea asta, se joacă totuși la Cardiff. Austria este favorită, ușor favorită, dă goluri, dar și primește, jucându-se pe teren propriu. Un pic de avantaj din punctul ăsta de vedere pentru Țara Galilor ar trebui să fie. Țara Galilor, care a avut un parcurs suficient de bun după eliminarea de la Euro 2020, 4 egaluri, 3 remize, niciun eșec. Noi mergem, nu mergem spre una sau spre cealaltă, ne ducem pe ideea că vom avea goluri și că ambele vor marca. GG-ul aici are cota de 2,15. Al doilea meci pe care vi-l propunem, Suedia-Cehia, se joacă în Suedia și Suedia este favorită și anticipând puțin spre asta ne vom duce și noi. Suedia e favorită, a terminat pe locul 2 grupa sa, grupa din care a făcut parte cu Spania, Grecia, Georgia și Kosovo, e pe locul 17 în clasamentul FIFA, Suedia. Cehia e pe locul 31, ea a venit tot din Liga Națiunilor, a avut o Liga a Națiunilor cu Scoția, Israel și Slovacia. Iată ce bună e și Liga Națiunilor asta. S-a jucat ultima dată între ele un amical în 2016, s-a terminat la egalitate. Ceea ce vom vedea imediat sunt ultimele 10 meciuri disputate de Suedia pe teren propriu. Are o singură înfrângere în meciurile jucate pe teren propriu cu Portugalia în 2020, atunci Cristiano Ronaldo a marcat de 2 ori, dar printre adversarele în aceste victorii de aici sunt Croația, Spania, Grecia, de ce nu, dar Croația și Spania sunt în principal. Noi mergem pe forța suedezilor de pe teren propriu, nu ne gândim la Zlatan. Zlatan e scos din discuție la meciul ăsta. Problema cealaltă este la cehi, Patrick Schick,
nu poate juca. Principala armă, să zic, a cehilor este era Patrick Schick, nu poate juca pentru această partidă. Este accidentat. Mergem însă spre Suedia noi și ne bazăm pe ideea că pe terenul propriu al Suediei, pe forța ofensivă, pe tradiția meciurilor jucate pe teren propriu, ne ducem spre Suedia, cota 1 aici pe 2.05. Portugalia-Turcia e al treilea meci de astăzi, cumva cap de afiș al acestei zile. Portugalia-Turcia e capul de afiș al acestei zile și evident că Portugalia este favorită în fața Turciei. Turcia e însă o echipă imprevizibilă care... Vă aduceți aminte ce bine a pornit în preliminarii și ce rău a jucat la campionatul european. Portugalia e locul 8 în clasamentul FIFA. A venit surprinzător. Prezența Portugaliei aici este surprinzătoare. A venit pe locul 2 într-o grupă cu Serbia, Irlanda, Luxemburg și Azerbaidjan. O grupă pe care a început-o în calitate de campioană a Europei antitră, pentru că preliminarele au început înainte de Euro, din motive cunoscute, și a terminat pe locul 2, învinsă fiind de Serbia în ultima partidă. Meciurile cu Serbia, de fapt, au fost cele care atârnă greu în această problemă pe care mare problemă pe care o are Portugalia. Turcia e jos în ierarhia FIFA, locul 39, a terminat pe 2 într-o grupă cu Olanda, Norvegia, Muntenegru, Letonia și Gibraltar, în fine, ele nu mai contează. În 2012 s-a jucat ultimul meci amical între cele două țări, nici nu contează, a câștigat Turcia atunci, dar au trecut 10 ani de la acea partidă. Ceea ce vom vedea aici imediat sunt golurile marcate de Portugalia după ieșirea de la Euro, după eliminarea de la Euro 2020, doar în deplasare, după cum vedeți, în deplasare cu Irlanda nu a marcat, iar în meciul cu Serbia, care e și ultimul și de care am și pomenit, a marcat o singură dată, dar nu i-a folosit. În rest a dat cel puțin două goluri în toate partidele jucate. Sigur că adversarii, dacă ne uităm bine acolo, Qatar, Azerbaidjan, Luxemburg și așa mai departe, nu sunt grozavi, dar foamea asta de goluri, alimentată și de Cristiano Ronaldo, e evidentă. Dorința Portugaliei de a rezolva repede și de a rezolva repede categoric meciul ăsta ar trebui să ne ducă spre ceea ce gândim noi la această partidă. Nu ne ducem spre rezultat, pentru că, spuneam, Turcia e o echipă imprevizibilă și e capabilă de orice. Ne așteptăm la un meci cu goluri și ne așteptăm ca Portugalia să marcheze de două ori. Cotă pe două goluri ale Portugaliei este de 1.55. Și în fine, avem Italia, Macedonia de Nord. Mare de tot favorită este Italia, care se pregătește cumva pentru probabilul meci cu Portugalia, meciul meciurilor din această primăvară. La nivel de echipe naționale este Italia-Portugalia. Ar fi Italia-Portugalia, să vedem dacă se va și întâmpla lucrul ăsta. E totuși campioana Europei Italia, în vreme ce Macedonia, locul 67, în ierarhia mondială, a terminat pe locul 2 în grupa pe care o cunoaștem, în grupa noastră, după Germania, dar înaintea noastră, înaintea Armeniei, Islandei și așa mai departe. Ele au jucat, cele două echipe au jucat și în preliminarile pentru Mondialul din 2018, a fost 1-1 atunci, dar a fost un campionat, au fost niște preliminarii pe care italienii ar vrea să le uite. Vom vedea imediat ultimele meciuri ale Macedoniei și la fiecare din meciurile astea ale Macedoniei s-au dat cel puțin 4 goluri. Și Italia are niște meciuri cu goluri multe marcate pe teren propriu, însă am putea merge pe 4 plus goluri în meci. Cota e fantastică, 2.75. 3 plus goluri în meci e o cotă bună. Iarăși e o cotă suficient de bună. Ne așteptăm ca Italia să marcheze, dar ne așteptăm și ca Italia să facă un meci în stilul italian, economicos, cu gândul la partida cu Portugalia.
își va menaja, își va căuta să menajeze cumva din energie, să-și rezerve, să-și conserve din energie Italia. Mergem pe mâna Italiei și ne ducem pe 2-5 goluri, pentru că ați văzut, cota pe Italia este mică. 2-5 goluri în această partidă ne furnizează 1 și 2-5 goluri în partidă, ne furnizează o cotă ceva mai bună de 1.47. Iar superbiletul acestei zile, din cele 4 meciuri pe care vi le-am prezentat, sigur că, ca de fiecare dată vă spun lucrul ăsta, se pot adăuga aici, puteți adăuga ce meciuri doriți, pentru că sunt și alte evenimente care se mai întâmplă în această zi, dar noi mergem pe play-off-ul ăsta, un bilet construit, creionat doar pe play-off-ul pentru mondiale, Țara Galilor Austria, așadar GG, Suedia-Cehia avem 1, mergem pe Suedia, Portugalia-Turcia 2 goluri, cel puțin pentru Portugalia, 1 și 2-5 goluri în Italia, Macedonia de Nord, cota totală este undeva în jur de 10, probabil în jur de 10 va fi și la momentul în care aplicați pentru, puneți aceste cote, undeva în jur de 10, așadar cotă pentru acest super bilet. Și cam asta ar fi pentru astăzi, au fost meciuri oficiale, meciuri foarte importante. Mâine vorbim despre România. Din păcate, România nu intră în categoria asta de meciuri importante. E însă debutul lui Edi Iordănescu pe Banca Națională noastră, așa că România-Grecia va fi meciul pe care îl abordăm mâine. Până mâine însă, toate cele bune!